Românii care își provoacă răni sau falsifică documente pentru a se sustrage de la încorporarea în armată în timp de război sau pe durata stării de asediu riscă până la 7 ani de închisoare. Aceeași pedeapsă o riscă și cetățenii români care nu se prezintă la încorporare, concentrare sau mobilizare în timpul prevăzut de ordinul de chemare. Deși serviciul militar obligatoriu a fost eliminat de la 1 ianuarie 2007, legea pentru pregătirea populației, publicată în Monitorul Oficial pe 12.12.2006, are un articol 1 cât se poate de clar. Cetățenii români au dreptul și obligația să apere România, iar la articolul 3 se stabilesc condițiile în care cetățenii români pot fi încorporați. Mă, ce știi să tragă cu pistoale, ia acum și n-au nici abar. Moare nevinovat. Moare. Care avea nevoie de o pregătire. O să zice la pregătire până durează. Eu zic că ar trebui să participe, dar ei să pună o limită de vârstă. Și în primul rând ar trebui rezerviști. Până, eu știu, 50 de ani, 55, cum care de cuvință. Trebuie, că de-aia e cetățean al țării. Da, să servească patria. La declararea mobilizării și a stării de război sau la instituirea stării de asediu, îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar, în termen ori rezervist, concentrat, mobilizat, devine obligatoriu pentru bărbații cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, care îndeplinesc criteriile pentru a îndeplini serviciul militar. Mai, asta e normal, fiecare trebuie să-și facă dreptul față de țară. Cea mai mare prostie a fost când s-a desfințat stagiul militar. Fiecare om era, adică tânăr, normal, cetățean al țării, era obligat să facă serviciu militar, ca să apere țara și poporul, cum să zice. Considerați că ar fi un lucru bun? Păi, normal că ar fi. Dar eu zic că poate să o ajunge la o soluție, nu ajungem chiar la asemenea situație care este să facă război. Nu. Nu. Deci, din punctul meu de vedere, nu este un lucru bun, pentru că, să vă spun de ce, în primul rând trebuie mobilizați rezerviștii și după aceea, dacă chiar se ajunge la o stare conflictoară de o amploare mai puternică și mai mare, atunci, da, s-ar putea interveni și în această problemă. Dar, în primul rând, trebuie să ne bazăm pe rezerviști, pe soldații profesioniști care îi avem. Și cam asta este. Fapta persoanei care în timp de război sau pe durata stării de asediu își provoacă vătămări integrității corporale sau sănătății, simulează o boală sau o infirmitate, folosește înscrisori false sau orice alte mijloace în scopul de a se sustrage de la serviciu militar, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.